primul meu film important, ca să spun așa, vine din anul 2 de facultate. Am avut o temă documentar, în timpul verii, cât mergem acasă, fiecare în colțul său de țară. Eu am fost în Suceava, pentru că de acolo vin, și am căutat câteva săptămâni un subiect pentru marele documentar, cu care trebuia să vin la școală în toamnă. Așa, am căutat, nu știam ce să fac. Am zis să fac ceva despre satul meu, dar mi s-a părut că nu mă reprezintă prea bine. Maică-mea era în vizită acasă, pentru că ea nu stă de obicei în casa părintească, și mi-a zis, hai să faci un documentar despre mine. Da, de la ea a venit toată ideea asta. Iar eu pe moment mi-am dat seama că e o idee super bună și a rămas. Adică, stop, ăsta e subiectul. Iar ofertant era prin faptul că ca personaj ea a trăit o viață destul de interesantă, a trecut prin niște experiențe de viață tot așa la limită. Eu o cunoșteam foarte bine, deci nu trebuia să mai aprofundez, să o examinez, să observ, așa. Iar toamna se fac foarte multe activități la țară, puteam să o filmez, să facă și aia, și aia, și aia. Și totul este ilustrat cu un interviu, cu un voice-over. Iar da, documentarul e făcut în mare parte de la personaj, mai puțin de la mine, care l-am pus cât de cât cap la cap. Un film în UNATC începe să-și ia zborul către festivaluri dacă câștigă ceva la Cinema Iubit sau dacă regizorul sau persoana care îl face are o inițiativă să și-l trimită de unul singur. Iar Mama Roma a câștigat premiul Victor Iliu, prima chestie, foarte neașteptat pentru mine. Deși chiar îmi doream, adică, să iau un premiu, de ce nu? Și de la Victor Iliu se fac DVD-uri cu toate filmele câștigătoare în ediția Cinema Iubitului și se trimit la diferite festivaluri. Al doilea film foarte important pentru mine tot vine de la școală, de la profesoara mea. Pot să-i spun că profesoara mea este Cristina Ionescu și e profesor de montaj, care m-a încurajat întotdeauna să-mi regizez filmele mele, dacă le am, dacă îmi vine natural, de ce nu? Așa, și e vorba de un film experimental. Ea ne-a încurajat spre partea asta experimentală, pentru că e destul de ofertantă pe partea de montaj și de sunet. Eu am făcut și montaj și sunet. Și se cheamă Pescuitorul de imagini, vine de la o poezie scrisă de un Sasha Pană, pe care eu nu-l cunoșteam înainte și pe care nu l-am aprofundat foarte, foarte mult, dar poezia aia mi-a rămas și am zis că de la ea o să pornesc, să fac un caleidoscop de imagini care au sau nu au legătură, dar toate erau gânduri obsesive pe care le-am pus așa în niște calupuri. În festivaluri a fost prima dată la Cinema Iubit, unde a fost evidențiat și a luat un premiu. După aia, una cineaștilor a fost foarte entuziasmată de el și l-a premiat pentru animație experimental și a ajuns în cele din urmă, după un an, la BFF-ul, Festivalul Internațional de Film Experimental București, cu o altă surpriză și un alt premiu, care m-a încurajat, pentru că eram într-un moment un pic mai de îndoială față de ce să mai fac, care sunt ideile, sunt un pic pierdut și ți-a mai dat așa un imbold. Plus că iarăși s-a întors la Hiperionul, de unde am luat și cu Mama Roma, și am luat acum la altă secțiune, cum să-i spun. We'll be right back.
cred că între astea două se află un alt experimental cu care am început. Se cheamă Vlog 13. Vine din foarte multe jurnale video pe care eu mi le înregistream în limba engleză și mi le postam pe YouTube într-o perioadă foarte singuratică a vieții mele, când am început facultatea politehnică în Cluj și eram foarte pierdut și hai să fac un jurnal video. Și după câțiva ani, după 3 ani, le-am regăsit și am zis că merită făcut un film experimental pe baza acestor filmulețe, care s-a bucurat de succes la filmul de piatra. Filmul de piatra, de care folosesc comuna expresie, mă leagă primul meu debut în filmulețe și chestii de genul ăsta. Adică acolo a fost acceptat prima chestie pe care am făcut-o eu, pe care o numesc film. Și nu eram la un ATC atunci. What's this bottle like? It's a breath of life, literally. Ideea, stai să mă gândesc un pic, că era vorba de o temă, la mine totul pornește de la o temă, de la ceva impus, deci cred că dacă aș primi un scenariu, m-aș bucura. Nu trebuie să fie neapărat scenariul meu. Era o temă care se chema split screen și în care trebuie să ai destul de mult material, pentru că dacă ai 4 ecrane, deja se face mult, adică ai nevoie de mult brut. Și mi-am adus aminte de aceste filmulețe pe care le-am reascultat și mi-era rușine să aud de ce vorbesc, așa că am decis să voi renunța la sunet și le-am pus în split screen-uri, am căutat un voice-over foarte bun pe niște site-uri gratuite de unde poți să iei muzică, dar sunt și chestii de-astea cu voice-over, care m-a reprezentat, vorbea despre a fi pierdut, a fi undeva izolat, dar totuși înconjurat de oameni și cam așa vedeam eu internetul și toată filozofia asta. Și fiind experimental, îți dai drumul gândurilor să zburde un pic și nu te gândești la conceptul, ce vreau să transmit neapărat, ci la ce trăiesc acum, vreau să exprim și să fie aici pe ecranul sau pe monitorul, depinde unde îl vezi. Și m-am întors și la ploaie și la așa o nostalgie, la amintiri. Revin la cuvântul caleidoscop, că tot asta mă reprezintă. Amalgamul de imagini și de sunete e o chestie care mă reprezintă. When I have a story to tell, I'll go mail it myself. Until then, I think I'd rather dream. Mă bătea gândul de foarte multă vreme să încerc să fac ceva mai linear, mai diegetic, care e cuvântul potrivit? Să fac o ficțiune. Și am zis, hai să caut un personaj, l-am căutat pe cel mai aproape de mine care sunt eu, am scris câteva gânduri, câteva imagini pe care vreau neapărat să le am în filmulețul ăsta, titlul nu aveam încă, dar aveam foarte multe notițe. Și la un moment dat, aici în facultate, în urma unei discuții pe care o aveam în urma unei vizionări, unul dintre oamenii de acolo mi-a spus că am o atitudine foarte autistă, pentru că nu îmi dădeam cu părerea și că sunt un autist. Și mi-a rămas așa în minte, nu am luat-o ca pe o jignire, dar mi-a zis, interesant titlul ăsta, autism. Și m-am întors la toate notițele mele și am pus titlul deasupra că e autism filmul. Așa se va și chema. Și ce m-a făcut să scriu cadru cu cadru, să fac un decupaj, a fost angajarea mea într-un call center.
pe timp de vară, trimițând CV-uri în stânga și în dreapta, nimeni nu te cheamă să faci cinematografie. Așa. Am zis, hai să încercăm call centering, că e interesant și o experiență în plus, nu strică nimănui. Și m-am dus acolo, era în limba engleză și după câteva săptămâni mi se părea o experiență destul de autistă ce se întâmpla acolo. Oamenii sunt foarte ok, mi-am făcut niște cunoștințe cu care nu mai țin legătura, dar poate e mai bine așa, că am încheiat cercul ăsta cu filmul și nu mai vreau să am legătură cu call centering-ul. Și am inclus asta în film și țin minte că scenariul ultimul după care m-am luat era așa o spirală cu căsuțe și cu fel de fel de însemne pe o foaie pe care am scris-o în timp ce făceam call centering în limba engleză pentru consultații, nu știu ce, tehnice de aparatură. Partea interesantă e că mi-am scris scenariul făcând call centering. Asta cred că e interesant. Și am ajuns la filmulețul ăsta. L-am realizat în vară, după ce am terminat prima lună și e tot ce a fost. De call center, da. M-am întors la filmuleț, mi-am luat camera și am făcut cadru cu cadru. După o săptămână mi-a crescut, aveam părul scurt în unele cadre, în altele am părul mai lung și vorbeam, i-am arătat profesoarei mele filmulețul montat, deja făcut și i-am spus, da, dar uitați, știți, am părul scurt, am părul lung. Și ea a zis, da, nimeni nu se uită la chestia asta, că filmul nu are nicio legătură cu părul tău, dacă e lung sau scurt sau cum arăți. Și asta mi s-a părut interesant, că la un moment dat nu mai contează racordul așa de mult, dacă vrei să spui ceva și... E un filmuleț care mă reprezintă în modul în care fac eu toate creațiile mele, le fac de unul singur. Da, e un film făcut de unul singur. Și nu neapărat mă mândresc, dar e singurul mod în care am putut să fac chestia asta. Fiind și foarte random, așa, filmat, nu puteam să cer cuiva să fie la dispoziția mea oricând. Așteptam pentru secvența din bucătărie sau când vreau să filmez mașina de spălat, așteptam să-mi plece colegii de apartament de acasă, să știu sigur că nu o să vină în următoarele ore, să-mi poziționez camera, să-i pun șarful unde trebuie. Țin minte că vreau să fac o secvență, adică un cadru în care mănânc și mi-am făcut toată farfuria, mi-am pus mâncarea, am setat totul, am dat acțiune. Mi-am dat acțiune și mi-am dat seama după aia, când eram la montaj, că n-are nicio legătură și am pus doar partea când am terminat de mâncat și pur și simplu mă uitam, știi, și era farfuria goală. Dar știi chestii care se întâmplă atunci când le filmezi și ți se pare că o să fie foarte interesante și la montaj zici, da, nu mă interesează să văd cum mănâncă, mai interesant e după ce se întâmplă. Da, în stilul ăsta. Am... tot sunetul diegetic nu e foarte bine prelucrat sau ilustrat, vine de la casetofon sau prelucrat să se audă destul de distorsionat încât să spui, da, vine de la o sursă din afara cadrului, dar n-am vrut să renunț la muzică, cel puțin pe ultimul cadru am lăsat Mobi, care are un site unde dă muzică gratuit și eu îl folosesc cu drag. Muzică, da, filmată cu, adică luată cu microfonul camerei și adăugată, eventual pus dublat ca să se audă mai bine. Sunetul în rest este pus, dar face parte din diegeticul respectiv, adică n-am venit cu un voice-over foarte sau un sunet total extraterestru. Deși nu mi-e frică, dar am crezut că nu e necesar. We'll be right back.
Și foarte curând o să fac pasul către două actrițe, două fete, cu care vreau să fac un exercițiu în care să lucrez cu oameni. Cu oameni și nu cu mine de unul singur. Nu o să fie actriță, o să fie colege de ale mele pe care le-am văzut că sunt foarte bună pe partea de actorie. E bine să începi cu prietenii, zic eu. Dacă nu, mă rog, dacă nu ești regizor din școală ieșit. Vreau să fac ceva mai trist, adică pe o notă mai realistă, cu un subiect destul de banal, dar care mă îmi punea la încercare dacă pot să fac veridic dialogul dintre ele, situația și așa mai departe. Un exercițiu de regie, așa cum am încercat să fie și acest autism. Dar ultima idee pe care o am se învârte în jurul unei intrigi care e destul de amuzantă. Și cred că până la urmă o să fac o situație comică între două fete care nu știu ce să facă. Intriga e în jurul sărbătorii de Paști. Și, da, urmează să mai scriu, încă n-am definitivat. Vreau să scriu ceva, să dau niște situații, să încerc niște dialoguri și să îl dau cuiva care face chestia asta, să-mi spună, să primesc feedback, pentru că am înțeles că e ok. Adică te ajută. Din păcate sau din fericire nu mă gândesc la ce o să fac peste 35 ani, pentru că mi-e un pic frică. Momentan am primit ofertă, adică sunt în mijlocul unei chestii foarte interesante pentru un monteur. Un film, să montez un film de lung metraj, nu e de la o casă de producție super renumită, dar va intra în cinematografe. Și mă gândesc că poate înseamnă și asta o chestie, adică poate mă va duce într-o direcție bună în 3-5 ani. Dar mă văd așa, ca din film în film, din experiență în experiență, din oameni în alți oameni. La Berlinale trebuia să fie Berlinale Talents, trebuia să fie o săptămână, s-a transformat în două, am cunoscut niște oameni foarte buni pe partea lor de muncă, în cinematografie, care erau foarte interesați de ce se întâmplă aici, de cum facem noi montaj, de unde vin filmele astea care sunt din nou val sau nu sunt din nou val sau sunt diferite sau au ceva în comun. Și am cunoscut și eu niște lucruri din spatele filmelor lor și mi-am dat seama că, da, și ei se chinuie cu producția și ei au probleme cu efectele speciale, că nu întotdeauna sunt cele mai mișto sau trebuie refăcute. Nu e chiar atât de supranatural tot ce se întâmplă acolo și mi-a dat așa un pic de curaj că așa e peste tot. Dar mă bate foarte mult gândul să încerc să trăiesc, de exemplu, un an undeva în străinătate și după aia să rămân dacă consider că e ok sau să mă întorc. Să mă întorc pentru că nu e ok acolo, ceva de genul ăsta. Dar mi-a plăcut mult experiența la Berlin. M-a inspirat casa unde am stat în a doua săptămână, pentru că nu am mai stat în hostelul ăla pe care ni-l da Berlinale, gratuit. Am stat într-o casă foarte interesantă de artiști, de oameni diferiți între ei, care era așa împărțită în zone cu fel de fel de manechine, obiecte, candelabre și o bucătărie care arăta foarte interesant. Nici nu pot nici să o descriu, dar am filmat foarte multe chestii în casa aia și vreau să fac așa un mic eseu despre dita mai casa unde am stat eu în Berlin. Deci m-a inspirat chestia asta. Și m-a inspirat așa un pic de curaj, mi-a dat și chestia asta. Eu insist foarte mult pe curaj și pe încurajări, mi se par necesare.